Salutare! Azi vom aborda subiectul estimarea valorilor de piață ale imobilelor prospectate. Ziua de azi va fi un pic diferită față de cele de până acum. Vom începe cu conceptul cel mai bun profesor. Știi care este cel mai bun profesor? Ultima ta greșeală. Îți voi prezenta două greșeli pe care le-am făcut și care încă mă dor. 1. Am avut un prieten. Din păcate, azi nu mai suntem chiar prieteni. Pe vremuri am fost. Pe vremea când eram un neprofesionist, ne înțelegeam foarte bine. Într-o bună zi, el a luat hotărârea de a vinde o proprietate. La cine să apeleze dacă nu la mine? Discuția noastră a fost foarte simplă. Îți semnez orice contract, eu am nevoie să vând la prețul ăsta. Am neapărat nevoie să rămân cu banii ăștia uite planurile mele de viață și așa mai departe. Nu am ezitat o secundă. Pentru el voi face tot posibilul și imposibilul din lume. Așa că m-am apucat de treabă cu fotograf profesionist, cu videoprezentare și cu foarte mult marketing. Foarte mult marketing. Topuri pe toate portalurile. Nu doar că era foarte scump pentru mine, dar nici nu prea mi-l permiteam. Și totuși am investit în marketing cu entuziasmul omului care speră că își va ajuta prietenul să vândă. Și cum entuziasmul este molipsitor, am format o echipă entuziastă și am dat drumul la treabă. Numai că telefonul nu a sunat deloc. Absolut deloc. Și atunci ce am făcut? Și mai mult marketing pe portalurile imobiliare. Adică și mai mulți bani pe care, sincer, nu prea mi-i permiteam. Și, totuși, Speranța că va suna telefonul și cineva va plăti prețul cerut era atât de mare încât nu mai vedeam nimic în jur. Și apropo, gândul la comisionul gigantic pe care urma să-l încasez turna combustibil la focul speranței. Două telefoane în trei luni, nicio vizionare și dacă mi-ar duc o aminte corect, peste 700 de euro investiți în acea speranță. La vremea respectivă, pentru mine, erau mulți bani investiți într-o singură proprietate. Întrebare. Atunci când speranța se năruie, ai idee ce sentiment o înlocuiește? Răspunsul corect este frustrarea. Cum amândoi am sperat să vindem, amândoi am devenit frustrați. Inițial tacit. Apoi am avut o discuție cu prietenul meu. Pentru că eram tăntălău, am purtat o discuție în care m-am tot chinuit să-l convin cu argumente raționale că ar trebui să repoziționăm prețul. Și tot arătam marketingul și cât de sus suntem pe toate portalurile și cum nu avem impact și alte lucruri care mie mi se păreau logice. Iar el îmi răspundea de fiecare dată, foarte simplu, cu același răspuns emoțional. Da, Florin, mai dreptate. Însă, așa cum ți-am spus de la început, am nevoie să vindem la prețul ăsta, altfel nu îmi permis să vând. Avea dreptate. Îmi spusese de la început cât are nevoie să obțină, și mi-a spus foarte clar că el sub acel preț nu poate vinde. Iar eu, cu entuziasm și speranță, m-am băgat. Revenind la discuția din ziua respectivă, la final mi-a spus, te rog, hai să mai încercăm o lună, poate avem mai mult noroc. Și apoi vedem. Ce crezi că am făcut? Am reaprins flacăra speranței și am mai continuat o lună, evident, cu zero rezultate. Și am inițiat o nouă discuție care, similar cu cea din luna precedentă, a decurs cam la fel. Eu cu argumente logice să repoziționăm că bag bani degeaba și nu sună telefonul, el cu argumente emoționale că nu își permite să vândă. Și la final, aceeași rugăminte. Florin, hai să mai încercăm o lună, te rog. Poate de data asta avem mai mult noroc. Și ce crezi că am făcut? Evident, am mai continuat o lună. Doar că de data aceasta, bugetul pentru marketing alocat a fost modest. Și ce crezi că s-a întâmplat? M-a sunat prietenul meu, de fapt fostul meu prieten, și mi-a spus Da, Florin, cum să-ți sune telefonul când anunțul tău e aproape invizibil pe internet? Mi-ai promis marketing de top, însă eu nu-l găsesc nicăieri, l-am căutat. Și încă o dată avea dreptate. Îi promisese marketing de top pe toate portalurile, iar anunțul nu era de găsit. Nu mai era de găsit, dar nu era de găsit. Acolo s-a finalizat și colaborarea noastră, și speranța noastră, și, din păcate, și prietenia noastră. Și mai grav, totul doar datorită mie și neprofesionalismului meu. Exemplu numărul 2, care încă mă doare. Am primit o recomandare de vânzare a unui imobil în centrul istoric al Brașovului de la un notar. M-au sunat proprietarii și m-au întrebat. Domnul Florin, cât costă o evaluare a unui imobil? Suntem din Germania și avem un apartament și am vrea să-l vindem. Vineri plecăm din țară și ne a fost recomandat de domnul notar X ca un profesionist în care putem avea încredere. Nu vă costă nimic, doamnă, i-am răspuns. Vă ajut cu mare drag. Și a doua zi ne-am întâlnit la locație. Ochiometric, imobilul s-ar fi vândut probabil undeva pe la 60, maxim 65 de euro. Ochiometric. Le-am spus că nu le pot da un răspuns pe loc, că trebuie să fac o analiză comparativă de piață și că le pot da răspunsul a doua zi. Și am tras de limbă să aflu cât își doresc ei pe el. 25.000 de euro, a răspuns doamna. Și în acel moment a ieșit investitorul din mine la suprafață. E un bon bun, îl iau eu, m-am gândit. Așa că le-am ofertat 25.000 de euro pe loc cu semnare în două zile. La 25.000 de euro îl cumpăr eu. Femeia a vrut să mă plătească pentru evaluare și apoi să mă angajeze pentru vânzarea lui, iar eu m-am gândit să-l cumpăr eu, fără să le mai spun cam cât face în realitate. Și am plecat de la ei, planificând semnarea la notar. Surpriză! A doua zi m-au sunat și mi-au spus că simțind că ceva nu este în regulă, au mai sunat un agent și că acela le-a zis că apartamentul face vreo 60.000 de euro, așa că nu mi-l vor mai vinde și nici nu vor să mai audă de mine. Știi cum am simțit? Ca ultimul om. Încă mă doare. La ani de zile, încă am rana asta deschisă. Am fost un hoț. De fapt, nu am fost. Că nu mi-a ieșit. Se pare că la furtișaguri nu prea mă pricep. Oare cum ar fi fost discuția noastră dacă aș fi inițiat-o în felul următor? Doamnă dragă, înțeleg că ați fi mulțumită cu 25.000 de euro. Ochiometric estimez că apartamentul face între 60 și 65.000 de euro însă. Pentru o estimare corectă, am nevoie de timp până mâine. Cu toate astea, dacă dumneavoastră vă grăbiți să plecați din țară și vreți să încasați acești bani până vineri, eu vă pot oferi cu mare drag banii pe care vi-i doriți probabil că m-ar fi refuzat. Nu avem de unde să știm. Sau poate că ar fi cerut un preț mai mare, sau poate m-ar fi angajat pentru vânzare. Nu știm ce s-ar fi întâmplat. Ce știu însă este că aș fi dormit noaptea liniștit, aș fi avut conștiința curată și aș fi uitat de mult despre povestea asta. De ce ți-am oferit aceste două exemple? Pentru că cele mai importante lecții de viață nu vin din lucrurile frumoase și din succese, ci vin din lucrurile urâte și din greșelile capitale. Vei primi 25 de sfaturi în total în acest studiu. Niciunul dintre ele nu îți va impacta afacerea mai mult decât capacitatea ta de a estima corect valoarea de piață a unui imobil și apoi, evident, de a semna un contract de reprezentare în condițiile unui preț competitiv în piață. Acesta nu este un curs de întocmire a CP-uri, este doar un sfat. Un sfat capital pentru afacerea ta. Cu multă muncă și analiză, alături de câteva softuri și de o deschidere din partea agenților din piața ta imobiliară, de a-ți furniza informații, mă refer, vei putea învăța să întocmești ACP-uri cu marjă mică de eroare. Vei reuși astfel să câștigi credibilitate profesională să respingi proprietățile supraevaluate de către proprietari, să ai parte de tranzacții eficiente, să maximizezi profitul firmei tale și să minimizezi riscurile unui contract păgubos. Închei cu următorul lucru. În lumea imobiliară, informația este putere. Estimarea corectă a valorilor de piață este un instrument strategic pentru succesul tău. Dacă ți-a plăcut, nu uita să dai subscribe canalului Remax Champions Brașov. Voi încărca multe materiale valoroase în viitor. Ne vedem mâine cu discuții despre serviciu pe care îl vinzi.